Vă salut cu mult drag, oameni dragi, bine v-am găsit la o nouă producție, Marca cu Iosif Pecoclaure, aici pe canalul meu de YouTube. Astăzi, dragii mei, am venit la cel mai iubit și cel mai vizionat tânăr din comunitatea cu Iosif Pecoclaur, cel mai iubit dintre pământeni, aș putea spune, la Ionuț Lazăr din satul Deleni. Am profitat de faptul că a venit Ionuț de la munte, de acolo din Căliman, câteva zile să-și facă fânul, și având în vedere că mâine se duce înapoi în munță Căliman către oițele lui, am zis că astăzi dau o fugă până aici la Deleni să mă întâlnesc cu Ionuț și zice nu, dacă tot e vreme bună, să-i dăm și o mână de ajutor la o tavă, la strânsul fânului aici. Haideți să intrăm, dragii mei, în poveste cu Ionuț Lazăr, care, iată, strânge aici o tavă. Doamne ajută, Ioane! Doamne ajută, bine ați venit iarăși! Și bine te-am găsit! Bine ați venit! Vă așteptam. Mulțumesc tare mult. Doamne. Cred că și tu ne așteptai și oamenii care ne urmăresc, Ionuț, ne-au așteptat așa cu nou material realizat cu tine. Da, cum are treaba, Ionuț? Bă, cum să mi-am că nu. Trebuie să facem mâncare la animale, că aia a trecut tăvara și... Asta văd că deja e o tavă, așa e? O tavă, că cu fânul îngătat am ne-am dat pe o tavă. Cum stai cu bucatele? Ai reușit în vara asta să faci bine, ceva? Foarte bine, Doamne, îți mulțam că într-un timp atâta de scurt am putut să fac o grămadă de fân. Da. De câte ori ai mai venit din munța acasă? Am mai fost o săptămână și săptămâna asta. Atâta? În două săptămâni am făcut fân bugât, Doamne, îți mulțam. Bine. No, e bine. Și ți ajunge pentru 100 de voi? Am să sperăm că ajunge printr-o 100 de ori și printr-o vași. Și printr-o vași, și da. Dar ți-ai luat între timp și vași? Nu, le-am luat, vreau să le... Eu am un tomnat, asta vreau să iau două vași. Deci în toamna asta vrei să iei două vași. Vreau să iau, că... Uite așa, gospodăria Ionuț se tot mărește, așa e? Crescută. E crescută. Da. Îs 100 sau peste 100? Peste 100. Peste 100 de oi. 100 și... Da. Nu, no, e bine. Uite că asta stă și vremea, de mâine iară te duci în munte, așa-i? E musai că am un știi cum e. Când ești la munte, ești cu gândul acasă. Când ești aici acasă, ești cu gândul la munte. Nici cum nu-i bine, te ce pățule ce gândești. Da. Vezi, da, asta înseamnă să și un gospodar adevărat, păi să și cu gândul în te gândești părțile. Acolo cum e? Ce să faci acolo? Acasă te gândești, trebuie să mă ca acasă, mi fac fân, mi-o tavă. Trebuie să mă pregătesc, că vine iarna îndată. Ce mai... trei luni. Că poate în decembrie ninge și ce da, faci? Da, și trebuie să te pregătești cum trebuie. Că pe vine toamna oaie. Și în toamna ce ai făcut? Că atunci trebuie să stai continuu. Ia, pe vară ești un tovarăș, doi, ești cinci. Corect. Așa, mestaime. Cum a fost în vara asta în munte, Ionuț? Bine, foarte bine. A fost o vară cât de cât bunișoară. A fost o vară. Cel puțin pe aici a plouat destul de mult. Și acolo ploua și s-au schimbat, după ce a fost schimbarea la față, s-au schimbat vremea la munte total, deja s-au început să vujuie brazi, să gălbinească frunza la fag, la... Na, și așa e, deja de, s-a de câte ori ai prins așa ploi din astea zdravene să și acolo, ud până la piele? Da. Poate că am fost în tătă ziua, ud. Aproape în tătă ziua, în tătă ziua, acolo la munte așa e, că trag ploile mai mult. Am ui soare și numai ce trezești, te duci cu ele în cămeșă și vii fleașcă. Da, corect. Mi-e bașo balonoasă și după aia ești... Nu poți să umbli cu pelerina pe tine, că mor de cald. Da. Dar pe ansamblu fă bine, așa-i? Foarte bine și, Doamne, îți mulțumă, fă liniște. N-am avut probleme cu animalele sălbatice. Asta e bine. Foarte bine, că uite, acolo nu a fost ca aici la vale. Da. Aici parcă mai multe dezastre fost cu animale. Corect, da. Noi suntem bine. Liniștiți. Da, îmi iau cam minte atunci când am venit la Feștani, abia ai așteptat ca să te duci în munte. No, bine, dar acolo e altă lume, așa e acolo lume în munte. Și, cum să zic, când ești într-un vârj, apă numai tot munți vezi de alt, așa, pă vezi câte o poiană, vezi câte o turmă de ui pe acolo, mai strigi la unul la altul, mai auzi ce vorbesc alții de la stână, ce și cum, e... circulație, no, auzi, da. Sunt mai mulți oameni. Și parcă ești așa într-o legătură strânsă cu toată natura, acolo în munte. Ești mai strâns și ești mai oarecum mai împlinit, ești mai aproape de Dumnezeu, ești mai liniștit. E o priveliște de Doamne ferește, mai ales de acolo la mine, să vede până și masivul Ceașlău. Serios? Să văd toate stânșile cum...
Am auzit că asta mănăstirea, mănăstirea acolo. Păi nu știu că... Tot am zis că am un scurios. Da. No, să văd, tăți munți, tăți carpați, tăți să văd de acolo. Dar unde e mai exact în Călimani? La vârful Pietrosul. Deci la vârful Pietrosul, da. Și până de Sfântă Mărie Mică, tot acolo stați, așa-i? Tot acolo suntem, până... Deci încă 3 săptămâni, 4 săptămâni, o lună, aproape, cam, mai stați acolo în munte. Cam așa, după aia la Hotar, după aia acasă. Da, la Hotar cobori aici în Dieleni? Nu, că coborăm tot acolo unde am făcut. Unde am fost la Feștania, da. Încă oamenii au ni fân. Încă au de făcut fân, da, și o tavă. Corect. N-ai cum să vii. Și abia după să vii în coașă către Dieleni. După aia, și... Da. E bine că ai putut să-ți faci fân, cum se spune, pentru Ionuț, că asta e cel mai important. Eu de fiecare dată când am venit, am prins niște vremuri că eu nu stăi să stau cu furca să învârt fânul sau să stau de el să-l pot usca. Eu când l-am pus jos cu tractorul, veni omul mi-l-o cosit, s-a uscat în brezdă, veni cu grebla, l-a greblat și eu din mână l-am făcut purculeță și l-am cărat acasă. Mi-am făcut clăi și am umplut fânarile. Am văzut că fânarile splinie. Splinie, am clăi, am baloți, eu la mine... Deci poate veni iarna. Poate veni. Da. Mi se pare incredibil, Ionuț, cum iată, în două săptămâni, că de fapt în două săptămâni am făcut fân când n-o făcut să faci atâta fân pentru 100 de oi. Și cred că noi mai povesteam între timp așa și trebuie să le spunem oamenilor care ne urmăresc că de fapt ai fost numai singur la strânsul fânului. Singur l-ai strâns, singur l-ai dus încolo. Eu n-am găsit oameni să vie să-mi dea o pală de fân. Deci nu mai găsești așa oameni să te ajute, nici pe bani, cred că. Ce? Mai bine stau și le vin bani în palmă și... Putem o țără întindem mânurile, Ionuț, către oameni care ne urmăresc, că ai niște mânuri atâtea de mânșite. Da, mi sunt flace. Da. Și chiar povesteam și ieri când am povestit la telefon, parcă te-ai mai tras la față, așa, să simți aerul de munte. Am slăbit. Și lucru mult. Lucru mult și am slăbit mult. Și... Da. Acum, pe cât poți, Ionuț, să te ții, să te poți păstra, așa, cam ești tânăr, vezi că... Ai face și ai stăpâni lumea, dar cât de cât să avem și grijă. Încă nu mă dau nimic, că numai de 20 de ani. Da. Da, de ajută Dumnezeu să mă ție sănătos, tot continuu, să pot să lucru și să fac și să umblu la voi și să-mi ții oile și să lucru cât de mult. Să dai Dumnezeu. Că mie mi-e drag. Și cum am mai zis, să poți și mărit urma pe parcurs, să ajungi măcar la 200-300 de oi încetul cu încetul. Da, așa, cu treabă bună. E bine, și am cum 130 de oi și dau o văcuță și ajung și la 300 de oi deja trebuie să ai utilajul tău, trebuie să și tu pe baba ta. Corect. Ionuț, ne apucăm de strâns fânul, așa e? Ne apucăm ca nici ei aici de... Așa, cam noi am venit așa, am zis că dacă tot vin în coace să-ți dau o mână în ajutor, am zis că deștiem și camera de luat vederi. Dar mi-e bine că ați venit. Să te și filmăm un picuț. Dar cum să... Dar am o poveste ca poveste, dar lucru trăfăcut și fânul trebuie strâns. Lucru trăfăcut, căzua trece și... Da. Mâine-i plecare. Corect, și mâine-i plecarea. Mâine plecăm. Uite așa, o să duc camera de luat vederi de la Vale, Ionuț, o mai lăs un pic pornită, să vadă lumea că, de fapt, chiar lucrăm. Lucrăm, nu stăm degeaba. Și nu stăm degeaba, corect. Că uite aici, văd că ai fânul și pe partea cealaltă, așa? Ia, aici ne-am stai eu cu ele, unde am filmat azi primăvara. Da, asta am vrut să zic, aici am filmat data trecută. O fotârlă și s-a făcut. Fânul v-a bugat, încă nimeni nu l-am dus că ea cu mine. Da. Și apoi, uite așa, strâng în fân, o mai tăpovesti, nu? Poveste. Ca să le mai alinăm, cum se spune, dorul oamenilor, care poate mulți sunt plecați din țară. Și iată, prin tine, mulți, Ionuț, s-au regăsit. Își readuc aminte că nu au uitat de unde au plecat. Exact. Eu îi sfătuiesc să vie înapoi, să lucre pământul, că uite-te, eu mă uit în satul ăsta, nu ia să văd că te îngrădi. Nu mai vezi un om, mai vezi cât e un bătrân, cât e un șchiop. De ăștia și-mi iau câte o vacă și șinjuie și merg geță și fac câte o pală de fân. Am un nume, au tractoare și balotiere, am săsuie cu motor și... Da. Uite că dacă mai de mult abia așteptam să vedem pe drum o mașină, cred că abia așteptăm să vedem pe drum o căruță. O căruță, că am deci, multe motoare. Serios. Aici ania n-o focosit veci cu tractorul, aici ania tăi din casă.
Aici trăia moșul și tata și iertat și eu eram copilnic, încă mi-au făcut casă și mie, am fost de 8 ani și mi-au făcut și mie casă să umblu la cosit. Și casam, asta nea, de fapt, ce locurile le casam cu casa, că tu nu era tractare. Avea da, sau motocositare, corect, corect. Mie domnul. Și din greblă, am o domnie, că am o vinieță greblă și tu numai cât îți strângi cu furca. Da, da, da. Nu, no, eu nu-l făceam balut, dar mie nu-mi place, că pe tă bagă tot pământ, bagă prin balut și... Nu-i ca când îl strângi și mai scutur. Cel mai scutur, corect, de pământ. Să face mai bine, uite, uite ce și otavă e ca. Da, 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 am aici, cum ai și stat cu oile, s-au făcut și otava, s-a făcut. Da, s-au mai îngrășat pământul, cum se spune. De cum? S-au pus gunoi și s-au făcut. Da, am văzut o grămadă de locuri pustite pe aici, și necosite, și nelucrate. Mă uitam și acolo la intrare în sat, la fel. O grămadă de pământuri nelucrate. Nu mai lucră lumea, așa? Nu mai lucră oamenii din cauza că au murit bătrânii, nu mi-a avut și nelucra pământul, care o mi-a apucat, l-o mi-a dat la deștea și au animale și vaci și oi și oamenii, nu. Cât o cosăvezi, cosăși cu tractorul, nu cosăși de treabă. Da, acolo nu-i crește cin, de acolo să împrăște, crește și așa pe locurile să încinci. Da, da. Și unde oi să împăduresc? Să împăduresc. Și tot așa. Și o-mi faci. Corect. Hai, eu nu ți-ai dăm bătaie. Dăm bătaie că parcă că... intră și sorile un picuț în ori și, Doamne, fer să nu vie vreo ploaie. Dar neapărat Dumnezeu că o plouat ieri. Da, da, o plouat ieri. O plouat ieri. Da, eu iau grebla și viu după tine, Ionuț. Așa. Mamă, Ioane, cu adunătură deja avem. Așa e? Hai că n-am stat degeaba. Un, doi, ne-am învârtit și legătura asta deja am strâns-o. Într-atâta, dar nu-i multă, că într-atâta o cu strânsă. Uh-huh. După a mea avem aia la oaie și apoi să mă duc să pui calul la căruță. Și cu calul te ducem încolo, așa? Te ducem și facem claie. Uh-huh. Văd că e tare, tare mărunță că otava. Asta e cum e aurul. E cum e aurul, da, da, da. Cum e aurul. Corect, corect. Asta le place la oi măruntă, cât e măruntă. Măruntă, da, da, da. Oi, colea după ce fată și e bună, oi. Oi, oi, oi. Să dai lapte pentru miei, nu? Să facă, am să vezi miei și o mâncă asta măruntă. O mănâncă, unde își bagă botul ele și o rod. Ele mi-e dai și bucate, ai... Uh-huh. Treabă bună. Da, da, da. Nu, no, bine, ne ducem pe partea cealaltă, mă, nu? Da, avem acum... Că mai avem acolo două șure lungi, lungi și late, nu? După a venim, ne apucăm. Hodinim o țâșpa, ne apucăm de aia. Hodină, hodină, dar vezi că am mai ajuns și eu numai la amiază, mă, Ionuț. Și de mai și hodinim vine noaptea pe noi. Ce să faci? Da, aici bucata se pământ, e a ta, așa-i? A meu, și aici, așa-i și a mea. Uh-huh. Și dincolo. E o țâră, e o țâră, e. Da, cât Dumnezeu, aici sunt 30 de ari. Uh-huh. Fân ai făcut numai pe aici până sat sau ai făcut și până alte părți? Din alte părți am luat. Ai luat, uh-huh. Am luat, am dat niște, bam, da mir, bam, da brânză și am luat de pe la oameni. Numai nu i-a dus, că, cum să zic, că, nu, după ce să-l aduc, l-aduc ori pe timp de iarnă. Da, 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 deci trebuie să-l aduci. Trebuie să-l aduc, că nu l-am. Uh-huh. No. Am înțeles. No, e bine. Asta nu i-a mâncă, dar asta nu-l merg acasă, că... Îl mânca oile aici, Ania. Uh-huh. Îl face aici direct clăița, nu? Fânul ăsta, Ania, și uh-huh. Otava o duc acasă. Da, da, da. Văd că patul acolo ai, patul de dormit lângă oi. Vrei să faci un saivan, așa? Ai mai câtă toamnă după ce vii cu oile de la munte? Îl avem să-l fac acolo. Acolo pe partea așa. E în grădi, nu vreau să-l fac acolo, nu. Mi-a aproape de casă. Da, da, da. Ăla numai acolo la toamnă când viu. Da, da, da. Când ai și vreme. Eu n-am avut timp, vai, cât până am făcut de Doamne fi. Timpul ăsta e scurt și scump, cum se spune. E scump de zilele. Da, da, da. Mm. În munte ai 4 luni de zile, așa e când ești acolo? Păi din 10 iunie. Din 10 iunie. Din 10 iunie. Da, da, da. Și azi mâine sunt 4 luni. Ia. Mhm. No, lasă că e bine.
Să te mai vedem, cum să zici, și cu oițele la toamnă cu ele aici în sat. Și apoi mama îi de lume, să vie iarna, nu? Vine iarna și apoi ne tragem pe lângă locuință. Corect. Ca acasă ne duce numai popa. Da, 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 așa e. Și tot așa. Așa mai departe, tot așa ne ducem, tot lucrăm. Uite așa, pe timp de vară, ba la ui, ba la fulg. Pe timp de iarnă, lângă ui. Da, numai da, da. Lângă ui, că ia vecinui. Corect. Îmi povesteai când eram dincolo la strâns de fân, înainte să ne apucăm de strâns, că aici se cosă cu cosa, cel puțin părinții tăi, așa au prins, da, bunicii, da, tăi, da, și așa mai departe. Da, da, bucata asta nia, ce că mai mult o fost, mamă, cum tăta am cosit cu tractorul, o mai făcut bălării de alea. Dar aici se cosă cu casa și tătă marginea și terăzorul, nu s-a lăsat nimic. Nimica nu s-a lăsat. Nimic nu s-a lăsat. Și se grebla cu grebla, că ce-ar povestem de greblat. Tăt fii tăciu de... De iarbă, tăt, cu să trebuie tras cu grebla. Trebuie tras cu grebla, nu trebuie lăsat nimic. Am o rămâne, pa... Ce bună lume. Da, ce prinde tractorul bine, ce nu servus. Da, mi-a ajut acolo, mi-a acolo putrezește. Am noi ușurință destul de mărișoară cu tractorile astea, cu motocositoare. Foarte ușoară, dacă ar și să cosez eu cu mâna, cosă... Da, da. Dar la cosă ai tras, Ionuț? Am tras. Ai tras? De la oftai mi-a făcut tata casă, că... Povestem, mi-a făcut casă și cosam cu ei. Și eu la oftai și... După aia am fomnit, n-am știut ba ce casă, după aia, când am crescut, pe la 10 și 15 aia, pe atunci am învățat să bat casa și eu și... Am casă acolo în cui, că am modernizat și eu, am și o trișcă de ani de spate și eu cu ea mi-a cosesc. Am înțeles. Da. Dar când ascuțai casa, atunci când te-ai învățat, de câte ori ți-ai tăiat de ajitele? Eu am unul să me vede, că ți-aș arăta. Poate că toate și în jefșile era belice, tot era... Da, da, da. Până ai prins mâna, cum până să spunem. Până eu fost îndemânare. Da, da, da. Așa e. Oi. Noi, Ioane, hai să ne apucăm și de șurile astea și apoi ne-o mai... O mai tăpovesti, nu? Tot o mai povesti, te-o mai pune la umbră și tot așa. Și tot așa. Eu tare mă bucur că am venit astăzi aici la tine. Dar și eu mă bucur că te singur și n-am... E și greu, și urât, cred că așa singur păi să strângi stai singur și te strângi o pală de până până auzi o vorbă, nu vorbești cu da, nimeni. Da, și parcă nu se cunoaște deloc. Nu se cunoaște, când mă meream, zice bătrâna bună către mine, zice, mă, când lucri, zice, uite ce tot înainte, nu te uita înapoi. Da, da. Păi eu când mă uitam înapoi, am văzut că vedeam că fac numai un purculez de o tavă, ori de fân, mă mânca urâtul și mă uitam înainte încă cât de asta. Da, da, da. Așa e, lasă, că unde-ți doi puterea crește, Ionuț? Și apoi, după ce ajungi acasă, o mai vine și acolo la saivan, o mai bate câte un cui. Ia, sau la săpat și tot așa. No, hai să avem spor, Ionuț, că vremea trece. No, mă, Ionuț, fânul l-am gătat de-l strâns. Gata, gata. O mai rămas acolo două șure. L-am înturnat, dar urmează să uște și o să-l strângem și acela. Nu fost ca în grasă breză deja, păi nu l-am învârcică. No, lasă că nu-i bai. Avem o țâră. Ne ducem încolo să prindem căruța, nu? Mergem să prind calul și să vinem să-l ducem. Calul văd că e aici, a? Ia, așteaptă. Ai. Ce nume are? Iancu. Iancu? Iancu, Iancu. Frumos, ca. Oi. N-are numai. Optai. Optai? Eu nouălea. Da, da, da. Și aici văd că ai clăile de fân, adunăturile. Și fânarele acolo, pline de fân. Pline de fân și clăi de fân și am început una de otavă. Da, da, da. Ei, nici nu vreau să mă vinesc cât așa de mândră și de fapt cât e de mândră bunica ta de tine. Da, bine, dar ce să facă, dar mândră că vede că nu-i goală gospodăria asta, e te plină amândre. Exact, și că te tăți bați ca să faci una alta. Da. Și chiar nu ți-e ușor deloc, mă, Ionuț. Nu, nu-i ușor. Deci, la modul serios, deloc nu-ți-e ușor. Deci nu mi-e cărată până când că am cumpărat de la oameni, dar nu mi-a dus acasă. Da, da, da. Aici ai căruța, așa-i? Căruța. Deci, aici o să punem fânul. Și-l băgăm unde? Aici mi-am
păclaia aia înșepută acolo mie. E, facem păclaia aia înșepută. Nu, numai bine că eu ți-o uite da fân și tu uite călca. Nu? După mă ce să facem ce? Și unde o ducem până la vârf? O dată. E bine că ți l-ai adus aici, pe lângă casă, fânul tăt. Îl băgam, fânariul îmi spline, unde să-l mai bagam? Întâi să fac, i-am făcut pe o ghină bună și... Da, 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 corect, corect. Și apoi stă până... Până ce rod oile, oi, oi. Oaia mâncă, alege, tăt. Și apă mu. Și da. Să-mi... No, merem încolo să vin și face bunica? Merem. Să vin să-i dăm un picuț de bineață și dumnea ei. Da. Că am povestit ieri așa un picuț pe telefon, mi-a zis pe telefon că ți-o pregătit, eu nu-s poezie, bunica. Să zicem, mamă. Să zicem, Maria, vrea să-mi o zică? O chemăm afară. O zis că mi-o pregătit și dau o cântări. O chemăm acolo, mi-a afară. Uite aici, o așezăm, noi am ușă. Să trăiești, domnul Iosu. Tu l-ai, domnule, că ne așteptați cu plășintele. Da, v-am făcut că am socotit că n-avi fome. Vai, cum ați lucrat la o tavă. Nu, mă, Ionuț. Asta, da. Hai, dar ședeți și vedeți cum ești. Mulțumim. Dacă vor place. Ești cu brânză? Da. Vai, de mine. Dar cât de bine arată bunică. Dar. Ce mai faceți? Cum am putut eu? Apoi ce să fac? Cât de cât bine? Acum, în 24 august, împlinesc 75 de ani. 75 de ani? Da. No, mulți înainte și cu sănătate. Mulțumesc, Să dai Dumnezeu să vă puteți bucura de nepot cât da, mai mult. Da, aia mă gândesc, să mă poți bucura de el, că nu am alții cu mine, numai el. Am o povesteam cu Ionuț acolo la deal, cred că sunteți mândră când vedeți atâta gospodărie pe aici, pe lângă vai, casă. Vai, dar cum să nu, că am rămas fără... Câte ceva că el a fost, când a scăpat de 18 ani de școală, a făcut masa aia, petrecerea aia. Da, 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 banchetul, nu? Da, după aia au pus alte treburi, după aia au mers în străinătate. Când a venit din străinătate, s-au dus la voi, la tocari, și acasă cu mine puțin o stat. Și eram tot, cât plângeam, cât eram mămăiela. Doamne, dacă n-a venit băietul ăsta să mă stăie și acasă, că nu am pe alții, am doi lei, deci dar ea nu vine. Da, v-a părut, hai mă, șed! V-a părut rău, bunica? Mile. Da, e că... Vecinul. E că eu vă rovesc și apoi se că spre bună de gură. Da, v-a părut rău așa, când l-ați văzut pe Ionuț, că și ea trai să se duce în străină. Vai, de mine și de mine. Am zis, măi băiete, mă, dar de ce să mirți în străinătate? Că ai de lucru acasă. Ai de lucru acasă și eu singură. Și degeaba, zice, mă duc bunii, acum aprobez să vedem dacă îi putea să fac ceva bani. O făcut, o venit cu, o zis că-i de patronul 100 de milioane, dar nu i-o dat numai câte 50. Zice, lasă. Lasă că vă mai dau eu anunț, îți mă trimit eu bani acasă. N-ai tu frică? N-am mai văzut nimic. Voie bună. Nu, și așa da, că tăte le-a încercat, acum să sper să stăie la meseria, la gospodăria care, noastră și la ui. E drag la ui, e drag. Demnicuț. Demnicuț a prins-o asta, a mers cu un tete de-a, cu nepot de-a lui bărbatul meu. A mers demnicuț, ne-am dus uile acolo câte le-am avut. Câte 8, 10. Și a prins dragostea asta de ui. Da, da, da. No, și așa că... Da, bunică, vă vine să credeți că, iată, Ionuț a ajuns așa, o emblemă a județului da, Mureș. Da, știi deși că nu mă gândesc de câte ori. Că povestesc de multe ori cu Ionuț. El, prin simplitatea pe care o are în el, poate nu realizează la câte suflete au ajuns. Poate nici dumneata ale, bunică, nu realizați. Nu știu, la câtă lume o prins așa, drag Ionuț. E. Am făcut poezie. Ați făcut poezie pentru Ionuț, dar uite, ieri povesteam așa pe Facebook, pe video cu dumneatale și mi-a zis că i-ați făcut poezie la Ionuț. I-am făcut și când îl dai cu oile, să mă dai și pe mine să mă audă că ce poezie i-am făcut. Și cum îți nerezeșeți și nouă? Cum să nu? Frunză verde, foi de struț. Dragul bunii Ionuț, eu te-am crescut demnicuț, tu de mine trebuie să asculți. M-a rugat lui Dumnezeu să te ferească de rău, să-ți dea noroc și minte și să mergi tot înainte.
Că tăți, Doamne, te-au iubit. Din București au venit și din Cluj au venit. Și mari cadouri s-au dăruit. Și eu sunt mândră și bucuroasă că am un gospodar acasă. Lasă-vă, nu-ți lumea să te vorbească. Doamne, ajută-ne! Tare fain. Cred că le facem poftă bunică oamenilor cu turtile astea. Stai numai, hai să le... Văd că a spus brânză, a spus brânză ca la om în gazdă. Am pus brânză în ele, că așa am zis să vă fac de ăștia, că cârnați poate nu mi-ai mâncat. Vai bune, stu, tocăniță nu mi-ai mâncat. Să le arăt oamenilor, au o brânză atât de bună. Acum? Da, la fân ați fost bunic, ați putut mere în vara mers, asta? N-am mers, pulie, că numai cu mașină pui, dacă... Cum n-ai mers în grădină, n-ai fost la fân? În grădină, la fân. Așa, pe grădină, da. Așa, la stâne nu m-am dus. Am înțeles. Mulțumim tare mult de plășinche, bunică. Da, păi să vă știe de bine. Așa, Ionuț. Și să mi viniți că vă mai fac. Așa, păi după ce gătăm, e strâns fânul, bunică. Apă când? După ce l-aducem în coșe pe grădină, ne pregătiți și dau o tricântări. Numai de nu i-aș greși. Apoi le repetăm până ies cum trebuie. Nu, Ionuț? Am. Să avem poftă, Ionuț, la plășinche. Că tare bun e. Cred că e brânză din munte, așa-i? Foarte bună brânză. Și Baș a fost bun, exact. Na, mă, Ionuț, că să leagă calul, frumos de căruță. Așa, văd că ai pregătit ham. E un cal tare ascultător, Ioane. Câteodată e și blestemat. De ce? Că zădare numai 8 ani. Oi, tânăr! E 8 ani, da. Na, iată, că din el cu treabă bună scăpăm, Ionuț. Da, păi dacă îl ține vremea cu noi, să putem să o mergem și acasă și doamne. Corect. Din care parte începem? E cum, la vale și vinim roată. Deci de la vale și vinim roată în coșă. Yes. No, dar de nu ni s-a îmburdat căruța. Că știi care bine mănui furca la încărcatul fânului, a carului, de fapt. Că vezi să încarci un car de fân, prău țără de, de tactică. Mi-a fost și meșterul bun și cine m-a învățat, a fost meșterul bun care la care m-a învățat. Da, că trebuie să faci, iată, colț, că altfel se duce și tot așa. Trebuie să știi să o așezi, mai ales o tava asta e sensibilă. Da, cum e măruntă. Oameni buni cu rapile pe noi. Nu-i ușor la fân, Ioane? Așa, i-am încărcat o căruță de fân, oameni buni. Ionuț se duce după cal să-l aducă, să-l legăm la căruță. Am pus și ruda pe mijloc, să nu ne fugă aici pe coclaurile astea. Și trebuie să recunosc, oameni buni, că într-adevăr astăzi ne-o tihnit aici la Ionuț în satul de Leni. Ne-a fost dor să petrec așa o zi de strâns fân și mai ales că bucuria e și mai mare pentru că am petrecut-o alături de Ionuț, un copil pe care, așa cum spuneam la început, atunci când am dat drumul materialului, îi cred că cel mai iubit dintre pământeni. Hai, Ionuț, că încetul ne dușem. Vine sara, așa-i? Deja să las așa sara, parcă... E lumina aia caldă, cum să zice. Aia munghe. Da. De amu se răcorește. De amu, da.
Da, da, da. Îmi aduc aminte când eram eu la fel, drum Parcamudi, pe vremea asta, îmi era cel mai drag să strâng fân sau să dau la casă. Păi normal, de pe amu să începe lucrul. De pe amu. Amu începe să iasă oamenii la fânul, la otăvul, la cosânt. Uh-huh. Dar niciodată, na, vezi că mai bine cosânt dimineața, pe rouă, pe... mai bine să taie iarba. Mai bine, da, sau... da, da, corect, corect. Că până la amiază numai sunt doi cosa și iarba, nu? Să la gura cosă, cum se zice. Da, 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 corect. Bun, băgăm calul între rudiță și o luăm încolo, așa-i? Merem încolo să gătăm claia, uh-huh, că am început, am să o gătăm. Să o gătăm, corect, corect. Să gătăm și... Da. Na, avem câte o gură de apă rece. O gură de apă rece, niște apă de la fântână, nu? Hai să te ajut cu rudițele. Bun. Tot. În ziua de astăzi, o termina ca pe mâine merem înapoi la... Mă duc înapoi la oi. Deci de mâine înapoi la oi. Ți-e doar Ianuț de oi? Păi mă vezi, cum am zis, că ești cu gândul, când ești la oi, ești cu gândul acasă. Când ești acasă, ești cu gândul la oi. Da, ce da, da. Cu, cum îi ia că oi. Corect. Apoi coborânge la munce. Da. Și apoi atunci, după așa, om tău vine mai ies pe la tine. Ia, veniți la ajutor, cum i-am venit. Da, da, da. Hai că nu, că am avut cu voi în ziua de astăzi, că nu știu ce mai. Nu a fost numai așa o mână de ajutor. Am o mână, atâta. Dar vezi că o mână face mult. Contează câteodată, da, da, da. Când sunteți doi oameni, da, altfel merg lucru. Merem că mai avem un hop. Merem să terminăm și pe astăzi, da. Și am început. Da, da, da. Venim după tine. Ionuț, că venim cu căruța de otavă. Ne-a așteptat Dumnezeu de-a îngătat. Opa, opa, nu mă înșet. Așa. Și apoi unde ne-am apucat de clăița asta și om duș-o până în vârf, nu? Ionuț, carul s-a desfăcut acolo, ruda s-a parcat, cum să zice, regulamentar. Da. Între timp, oameni buni, Ionuț s-a suit pe... pe claie, eu o să mă sui dincolo de claie pe căruță, să-i dau fân la Ionuț. Vreau să pun camera asta, Ionuț, uite aici, un picuț o agăț aici în claia asta, sper să ne și vadă oamenii. Să nu cadă jos, să nu sperăm să nu avem baio ăsta. Așa, așa, e greu fără inginer de imagine, fără... Da, 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 fără fotograf, e tare greu, oameni buni, când suntem numai unul la... partea de filmare, hai să o bag aici în claie, eu nu să vedem, avem norocul. Cred că ne vedem, oameni buni, hai să ne apucăm de gătat clăița. N-au cum, Ionuț? Doamne, ce bine, încă nici nu mă gândeam să iasă așa bine. Nici nu te gândi să iasă așa bine? Nici să iasă așa bine. Suntem tic de apă amândoi, Ionuț. Fai de mine. Amu, cred că bună ta ne-o fi pregătit o găleată de apă rășe să bem. Că la șesat e îi pe noi. Dar e bine că am gătat cu bine, așa-i? Doamne, îți mulțam și mulțam din suflet că ați fost și m-ați ajutat și nici nu știu cum să vă mulțumesc sau să vă răsplăcesc. Nu, no, lasă atâta mulțam, Ionuț. Eram singur, poate că și-am multă clădeam acolo. Tot învârteai, da, vezi, dacă ești numai singur e un picuț mai greu, de așa doi, unul ești pe clai, altul în căruță, altfelui. Am trebuit să-mi cer iertare, eu nu sunt față de oameni care ne-au urmărit, că n-am prea apucat noi așa mare lucru să filmăm, că am fost tot cu lucru pe aici, pe aici. Hai la umbră. Să ne tragem mai la umbră. Am fost tot prinși așa cu treabă și n-am prea apucat noi să dăm mult drumul la camera de luat vedere, sper să ne ierte. Cum să zic, am un câinii de lucru, când e de vorbă, și... Corect.
Da, lucru vezi că ziua trecută, na, uite și-a fost cât am lucrat noi de azi dimineață și uite cum s-a trecut. Da, da, deja e seara, da. Da, și ce mai, că nu mai. Așa e. Ne ducem că tine încolo să vedem ce face bunica ta. Ne avem, da. Că ne-a pregătit, de fapt ne-a promis că ne cântă și dau cânteșe. Da, da, da. Și între timp cred că ne-a fi adus și niște apărași și că am dat comandă, am strigat de aici, de pe Claie. Și e bine că i-am întâlnit, e bine că am putut petrece o zi la oaltă. Ai, dar mi-o fă dău de dumneavoastră că n-ați fost amul ei da, la feștani. Da, păi la oamenii de pe internet, Ionuț, cât de dor cred că le-a fost de tine. Păi n-am, ce să zic, dar poate nu s-au așteptat în halul ăsta, că ne vadă, să ne vadă la o tavă. Exact. S-au așteptat poate să ne vadă în vârf de munte, dar pe da, da. Am în muntea noi ăsta n-am ajuns, dar trebuie să le spun oamenilor care ne urmăresc că eu nu știu că din cauza mea n-am ajuns în munte, că a fost un program tare aglomerat vara asta. Auzi, lasă, cam nu putem să facem fiecare cum ne rânduim sau cum vrem sau da. Ce vrem să facem. Așa e. Fiecare, așa cum ne dă Dumnezeu, că fiecare... Nu-ți faci tu planul că rămâne șefa că poate să schimbă vremea și nu, a ce fac, că plouă, nu am, da. Trebuie să fac să încatați ceva de lucru. Dar așa e și cu ăștia. Zicem, hai că ne vedem cu tare, dar Dumnezeu ne rântuiește, poate te unul într-o parte, unul în alta, n-ai cum așa să e. Așa e. Da. Eu nu-ți vreau să te întreb un lucru, având în vedere că, iată, oile le ai de astă iarnă spre început de primăvară, să zic așa, încă era iarnă, da, da. Când ai luat numărul mai consistent, mai consistent de oi, să zic da. Așa, între timp te-ai dus cu ele la deal. Da. Pe timp de primăvară, să zic așa, că după și-o dat mugurul, corect. După aia, iată, ești în munte. În toată perioada asta, când ai fost la deal, după și-o dat colțul ierbii, sau amun, perioada asta când ai fost la munte, n-ai avut așa apucături în astea să zici, mă, eu de mâine nu mai țin oi? N-am avut apucături să zic că nu mai țin oi. Apucături de ăștia că... Hai că să-ți vină așa un gând, în sensul ăsta mă refer. Nu mi-a fost gândul niciodată că nu mă țin oi. Mi-a fost gândul că, mă, de ce mă chinu eu atâta și de ce fac eu atâta, pentru cine fac? Și după aia stau două secunde și mă gândesc, iar mă învârș, mă, dacă mi-aș schimba eu meseria, eu și-aș face, că eu n-aș putea face nimic, că eu n-aș putea, eu, să zic așa, n-aș ține oile pe mine, mă tăie prin cap, eu mâine mă dumnile eu înapoi. Pot să, un om care-i crescut, e ținut, e trăit în mediul ăsta, au crescut în mediul ăsta natural, cu animale și că poate stau o două secunde fără animale sau să nu lucre, că eu am fost învățat de mic copil, eu, mie mi s-a pus furca în mână de când am judecat și am știut să lucru, mie mi s-a pus furca în mână și tai-o în sus, la fân. Mie mi s-a pus la 8 ani de zile, mie mi s-a pus coasa în spate și duce și lucre copile. Și... Eu așa am fost învățat de mic, eu așa trebuie să-mi duc rândul, eu, ograda mea mie ușine să-mi o văd goală. Că mi-a fost, poate că pistă 3 ani de zile mi-a fost goală, că și am avut numai niște găini. Da. Și am avut o vacă așa, după am vândut-o. Și de durut sufletul. Pă mă după, eu n-am auzit un clopot, eu n-am auzit nimic în oculul ăsta. Mie mi-a fost ușine, ușinea ca ușinea, dar psihicul meu, mă, ce fac? Da. Eu dacă n-am avut amele, m-am luat și m-am dus la un om străin și m-am băgat slugă, că n-am mai putut, eu n-am mai putut să nu văd cât, nimic. Apropo de faptul că ai fost slugă și... No, așa au fost vremurile, nici nu știu ce să mai zic, Ionuț. Câți ani ai fost slugă, de fapt? Când am fost de... Ca să... Asta te întreb ca să înțeleagă oamenii și Ionuț de la Gheleani. În ideea asta te întreb, Ionuț. La 8 ani am rămas fără tata. M-a ținut, am ei bătrânii, o trăie bătrânul. La 13 ani am murit bătrânul și după ce am murit bătrânul, eu am fost capul familiei, eu am fost bărbat. Rămas de 13 ani în casă. O murit bătrânul, am ei bătrânul, nu a avut pensie. Mama nu a avut servici. M-a dat la ui, la igișel, m-a dat la un încerc, m-a dat slugă. Am adus doi bănuți, cât am luat, sau un chil, două, trei de brânză, am avut, noi am avut două văcuțe, am avut 10 oițe și ne-mi punea straița în botă și mă trimitea la Igișel, la
ui. Și eram și cu școală, că vineam vinerea de la școală și îmi punea tăistuța în botă și duce la ui și duminică seara vineam. Făceam 50 de lei ca să-mi cumpăr o pită și o de ghesalan să-mi facă mie sandwich, să-mi pui la școală. Da. Sau după ce am apucat la liceu, tata așa meream și îmi făceam 100 de lei sau cât 10 lei să am la mine de drum să mă duc la școală, la Reghin, la liceu. Da. Am fost de mic copil, am fost pus deci, în pită. Deci cum de pe la 13 ani de zile. De la 13 ani am fost slugă. Da. Și apamu când am crescut, ne-am luat hămul în spate mea tare. Mă duc acolo la lucru, mă duc acolo să-mi fac bani. Mă... Da, da, da. Așa e. Vezi că banii ăștia niciodată nu ajung, mai Ionuț. Banii sunt oricât am luptat. Doamne, iată-mă. Oricât dracului, că banul te duce în col, banul te duce în coșe și banul te schimbă omul. Banul schimbă omul foarte mult. Pentru că în ziua de astăzi nu mai sunt oamenii care au fost odată, bă, hai că viu să te ajut la lucru și mâine vii tu la mine. Corect. Opa, dacă mă plăcești, viu de bine, de bine, dacă nu... Lucră-ți lucru, că pentru cine lucră? Și ce ai făcut? Lucră. Corect. Lucră. Dacă străbă. Și da. Să-ți mezi cu o treabă. Tu nu câștigi atâta cât trebuie să-i dai la unul. Da. Că noi nu suntem plăciți. Munca noastră nu-i plăcită cum trebuie să-i plăcim noi pe om cu ziua să vie. Eu n-am găsit om azi primăvară să-mi stai la oi, să mă poți duce până la apia să-mi fac subvenția după animal. N-am găsit om. Am găsit pe unul și când mi-o zic, păi dacă îmi dai mie 200 de lei viu, dar stau numai un șas. Doamne ferește. Incredibil. Da, sigur. Da, din păcate despre asta e vorba. Și apropo, Ionuț, că ai amintit de școală. În perioada asta s-au scris și în continuare să scriu multe despre tine. Cred că cam toate trusturile de presă națională au preluat articole cu tine. Chiar o să punem momentele astea câteva capturi de ecran pe ecran ca să vadă și oamenii despre ce vorbim. S-au scris multe despre tine vis-a-vis și despre școală și despre faptul că nu ai terminat școala. Până la urmă, Ionuț, ca să înțeleagă oamenii, eu știu povestea ta, ca să înțeleagă lumea, tu câtă școală ai? 10 clase. 10 clase. Profesională. Profesională. Deci, practic, tu ai o... Am diplomă. Ai diplomă de... Ospătar Kellner. Da. Eu aia am terminat, nu? Aia... Da, da, da. Aia, dar deci, eu școala practic, mi-am făcut. Practic, tu școala ți-ai făcut. Jocută cu ei, eu am fost și la ei, eu mi-am făcut și școală. Da, și... da. De scris, știu, scrie, poate că mai bine ca unul și are școală mai multă ca mine. Și grăi. Și vorbi. Da. Numai eu, că tot aud că pătămne să plânge unul, că mă, de ce nu vorbești, de ce nu vorbești la, vorbești, pardon, de ce nu vorbești domnește când vorbești în fața camerei? Păi cum să-mi lăs eu graiul meu argelenesc? Da, da, eu da. Nu știu să... Nu pot, psihicul meu, gândirea mea, eu nu pot să vorbesc domnește, eu vorbesc tradițional românește, că de-as îs român și de-as în Ardeal, în Transilvania. Mama, da. Ți-am zis, Ionuț, prin simplitatea asta tu te-ai ridicat în fața oamenilor Domnii, și în sufletul astea, oamenilor. Domnii, clăile astea, fânarile, tot e făcute de mine, tot e strânsă de mine, scărace de mine și-s făcute de mine. Că nu m-a ajutat, eu n-am găsit uăm. Așa că mi-a venit un veșin unul altul, cum a fost și astăzi tetea uăm și... Să-i dea Dumnezeu cât de mâncă și eu îl ajut cât poți, dar nu poți, că eu stăpi la oi și cu veșinul cu Gavril. No, Dumnealor m-a ajutat pe mine. În rest, nu m-a ajutat nimeni. Că mi-au fost datori, că mi-am făcut servici față de ei și i-am omenit cu toată dragostea. Da, sau... E no. Normal să te revanșezi. Dar înapoi nu mi-o mai venit. Nu mi-o mai venit și n-am avut ce face și m-am descurcat cum am putut. Da, da, da. Și Doamne ajută, merem înainte. Trebuie musai să mergi înainte, Ionuț, să poți ține rând la ceea ce ai început, să nu te lești, Doamne ferește. Aia, numai alții gândesc că n-o să poți, dar o să vadă ei că... N-ai cum să nu poți. Dacă simți că nu mai poți, numai să ne spui că te tragem de cot. Te ridicăm. Veniți și mă împingeți. Exact, exact, așa e. Eu mă bucur foarte mult că ați venit, nu mă așteptam chiar așa să... Mă trezesc dintr-o dată cu dumneavoastră să veniți și îmi pare foarte bine și
din tot dragul meu de inimă mă bucur că ne-am întâlnit și suntem bine, suntem sănătoși. Și uite că am lucrat la oaltă și am și povestit în timpul ăsta și mi-a ziua și... Și uite, așa te mai văd și oameni de pe internet încă o dată. Da. Cu toate că, așa cum le-am zis oamenilor, noi mai mult am lucrat postură. Astăzi. Da, 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 și în altă postură, dar noi astăzi chiar am lucrat, chiar am robotit toată ziua. Am băgat astăzi, că uite-i sară îndată. Exact. Merem de la vale, să bem un și că de apă, să vie și face bunică ta, să mai înștimbăm câteva vorbe și apoi tot așa o mai da drumul și la camera de luat vedere. Tu l-ai, doamne bunică, deci ne așteptați așa cum se cuvine. Păi, am cum să tot așa cu roce de purtață, mă, ei. Păi, tot cu roce, vai. Nu, am zis, doamne, deci v-a spus așa la rând, v-a spus. Da. Dar n-am luat, când mi-ai vii, dacă mi-ai vii până la Crăciun, apoi eu zădii. Luați zadie? Aveți și zadie? Am tătea, și poate și tătea. No, am o parcă mi-e mai mare dragul să povestesc cu dumneata ale bunică. Da. No. Vă și înștimbat așa, o țărucă de ie, un, doi vă înștimbat. Da. Parcă sunteți alta. Alta, așa-i cu haine de populare. Da, da, no, bunică, uite acolo e clăița pe care am făcut-o cu Ionuț astăzi. Yeah. Ce faină. Notă ne dați astăzi? Da, faină. Va. Am lucrat cât de cât azi? Cât de cât. Cât de cât, așa e? Ne dați un 10? Cam, sau un amărit de 9? 9,50. 9,50? Cam slăbuț, cam slăbuț, bunică. Vai, doamne! N-am robotit azi o țără, uite că a venit și seara, m-am întins cu Ionuț un picuț în povești și am zis că dacă tot ne-ați promis că ne-ați pregătit două cântece, apoi trebuie neapărat să... Păi am vorbit atunci când ai mai fost la... Da. La Oi și cu domnia de la București și am zis că nu, las că când mă vii mă înștim național și să nu mă mai eu cu coruțe de purtat, cu haină, cum da, să da, zic. Da. Și de ce cântece v-ați adus aminte, bunica? Ai cu care mi-o cântam mie. Ai cu carne-o cântam mie, de la munte să nu vie. Ai vie numai pe nile, mă. Ai vie numai pe nile, că-mi-o cântat rălile, mă. Ai că eu de când m-am născut, mă. Ai că eu de când m-am născut, mari necazuri am avut, măi. Ai, mari necazuri am avut, măi. Ai, când doi fișori i-am cerdut, când doi fișori i-am cerdut, mă. Ai, nici-o-mi bine n-am avut, mă. Ai, nici-o-mi bine n-am avut, de când mama m-a făcut, mă. Asta e așa ca din povestea dumneavoastră, așa-i? Da. Cum am știut și eu, nu am compus-o, cum am putut. Da, da, da. No. Ai crești pădure și te-ngheață, ai crești pădure și te-ngheață, ai numai loc de-o casă-mi lasă. E loc de-o casă și-o cărare,
Eloc de o casă și o cărade, să-i duc bani de mâncare. Ai să-i duc bani de mâncare, că-i întemnița cea mare, că-i întemnița cea mare. Ai și cu lanțuri la picioare, și cu lanțuri la picioare, nu poate să iasă afară. Ce frumos! Atât. Foarte interesant textul. De când știți cântarea asta? De unde o știți? Da, păi asta... De când eram copil acasă. De când erați copil acasă? Am avut o mătușă și aia atât mi-a cântat. O auzit-o și e da, o soră de-a tati. Foarte interesant. N-am mai auzit textul. Nu? Nu. Asta e mult. E mai lungă? Mai este cântarea? Nu, eu nu mai știu să știe, că alte vorbe nu mai știu. Atâta știu. Da. Atâtea-s vorbele. Mă bucur, bunică, tare mult că v-am găsit sănătoasă și voioasă. Și să știți că mi-a fost tare dorit în mine tale. Da, păi am gândit că nu mi-a venit, Doamne, ved, până... M-am gândit că faci nunta, n-am așa știut... Așa crezut. Că... N-am știut că te zicea băietul că faci nunta cândva. Am oricând o-i faci eu. E, dar păi odată trebuie să treacă. Trebuie să treacă. Da. Dar pentru așa să știți că drumurile în coașetă nu se opresc. Nu, că trebuie să mai vii. Da. Și am promis la Ionuț, hai Ionuț în coașe, că păi Ionuț îl punem acolo în rândul întâi. Da. Bunică, păi, nu? Da. Îl punem acolo să, eu știu, da. Să bată din steag, să strige ceva. Știe, Ionuț. Dar tu ești mai rușinos ca mușul. Da, pa mu, las, că trece ușor. Trece rușinea, da greu. Mai rușinos, ne mai rușinos, dar uite că pentru așa atât a ajuns la sufletele milioanelor de oameni. Da, bunică. Da, că suntem amândoi. Da. Ce zici când vezi atâția pinocul? Acum, așa de Dumnezeu câteodată, știi? Dumnezeu, ce de, dacă vrea, ce e? Da. Nu, asta i-a dat lui așa o Dumnezeu un noroc și așa că am numai să fie sănătos. Da. Ești mândră ori nu? Mândră-s foarte mândră de tine. Sunteți mândră, așa e? Da, foarte mândră. Păi numai cu el, aici ia lui tot, i-am dat lui tot. Și trebuie să fiți mândră, să fiți mândră cu el și eu nu trebuie să fie mândră cu dumneata. Apoi dacă auzi, nimeni nu ține la el așa cum ține eu și cum ea. Niciodată o mamă nu, adică nimeni nu se țină mai mult decât ține o mamă cu adevărat la un copil. Eu sunt cât 10 mame. Eu cred. Eu-s bunică numai, dar eu-s cât 10 mame. Eu cred. No. Ionuț, nici nu știu ce să zic acum pe final, dar mi-aș dori așa să le transmiți în primul rând un mesaj oamenilor, sau nu știu dacă numai pentru o mână de oameni, pentru 1 milion, 2 milioane de oameni care nu știu, te urmăresc, te iubesc, te respectă, să zic așa, pentru că în continuare acolo pe internet, pe YouTube, pe Facebook, pe TikTok, mesajele curg în continuare și sunt milioane de vizualizări cam la fiecare material în parte. Ce mesaj ai pentru toți oamenii ăștia? Eu ce să le spun oamenilor care ne urmăresc și care se uită la noi? Să le dea Dumnezeu multă sănătate, biruință, să poată să lucre și ei care cum au în gând pus să facă, să nu stea... Să nu facă nimic. Da. Să facă ceva. Da, să nu aștepte ceva pe, așa pus pe masă nelucrat. Exact. Și să visul lor care l-au în gând să-l pui în aplicare.
Dar îi rog pe mulți tineri care, uite, au uitat unde au plecat și au plecat în multe țăsăine să se întorcă înapoi, să facă și aia și fac și eu, să nu lăsăm pământul ăsta. Ai văzut ce de rabă de pământ? Ai văzut cum cât o tavă ieșit și... Da. Păcate ele, că toate locurile, tot terenul e plin... Toate-s cu spcini. Spcini, împăduite. Și mie, cum ți-am spus, mie rușine să nu-mi locul. Să, mie rușine să-mi lăs locul necosit. Da. Și cu, mie rușine să-mi văd ocolul, ograda, mie rușine să o văd goală. Mie rușine, eu nu pot să stau, cum a zis și mătușa pe care ai televizat-o. Și mie rușine să îmi văd că nu circulă nimic. Eu când ies din casă dimineață, eu trebuie să aud ceva, orică-s geară, orică sună un clopot, eu trebuie să aud ceva în am curte. Am un cercăș mi-a duce și două oi, da. O vacă și o giunim, două zite. Două zite, da, două zite. Greșesc, greșesc. Am, bunică, dacă tot este fân, am o... Păi, avem. Da, da. Eu dimineața, eu când mă trezesc, eu trebuie să știu la lucru. Eu nu pot să stau, am la câte mă scol, că poate ziua... Că o zi înainte am lucrat mai mult și-s mai obosit sau nu dorm noaptea și poate mă scol cu un șas în metrâzul. Nu bine acum ce... Dar da. Eu dimineața, eu când m-am sculat, eu trebuie să știu prezent acolo, să-mi pun lucru, să-mi fac lucru și eu vara pe timpul verii, ori pe primăverii, hai că ești la hotar cu ele, dar eu... te scol, poc, mergi, te apuci de mult la voi, te apuci la mulți zevași. Iarna pe tot așa. Mă duc să bag de mâncare la vaj, mă duc să râniesc în graj, mă duc să dau la oi, mă duc să văd o fătaua aia, o noaptea pe cimpul nopță, circul, eu nu pot să stau, eu așa m-au crescut ei. Da, da, da. Mie, și asta ți-a intrat în sânge. Asta deja. Mi-e în sânge, mie, eu nu pot să stau și să nu fac nimic. Dumnezeu, da. Dacă ți-a dat sănătate. Ca și cu fânul. Aici, Ani, cât fân am făcut eu, în două săptămâni n-o făcut, poate că nimeni. Și singur cu mâinile mele, că n-am găsit un om să vie să-mi ajute. Și de l-am plăcit-o. Lucru, că eu și sunt obligat să vii la tine. Da, da, da. Așa, Ionuț. Să așa... ferească Dumnezeu ce lume i-am. Așa, Ionuț, tot respectul pentru tine, pentru ce ești și pentru ce ai ajuns. Și Dumnezeu de sus, cum se spune, să-ți ajute și să-ți dai sănătate în oasă. Că asta e cel mai important. Și ți-am zis, având în vedere că ești tânăr, pe cât posibil să ai grijă să te păzești de sănătate. Dă-mi voie să-ți mai strâng o dată mâna, să-ți mulțumesc tare mult că astăzi m-ai primit la tine. Eu mă bucur foarte mult că ați venit și nu mă așteptam să veniți. Eu mă gândeam, de unde, Doamne, să bată domnul Iosif atâta drum de la Cluj? Am lasă, Ionuț, nu toată ziua vii de la munte. Păi mă, nu toată ziua vii o săptămână și aia, nici cum o trecut. Eu am unii, am venit, eu și-am făcut. Da. Dau căpciți de fân și mă duc înapoi și... Da, da. Să ai drum bun mâine câtă munte și noi, să ne vedem cu bine. Să ne vedem cu bine, să dea Dumnezeu să ne întâlnim cu bine și... Doamne ajută! Să ne păzească de toate ralile, de boli, de greutăți și să ne putem întâlni cu bine. Corect. Că mie tare bine mi-o prin ziua de astăzi, că ne-am văzut și că m-ați ajutat. Și eu m-am liniștit atâta de bine aici. N-ai văzut tine, cât de bine la țară, nu în aglomerație la oraș. Da, așa, e drept asta, e perfectă dreptate. Vezi liniștea mea sufletească unii. Corect, corect. Și iată că mulți stânjesc după ea, din păcate. Dar deja și-s convins că mulți și care ne urmăresc stânjesc în continuare. Mulți sunt care și-au vândut traiul de aici pentru a se duce unde. Într-o cutie de chibrite. Să-mi sună într-o cutie de chibrite, să-mi sune tătă ziua în motorile nu rece. Așa-i. Noni, ai numai bine, la mine nu circulă nimeni nimic. Eu îți liniștit, Doamne, îți mulțam, eu... No. Da, asta e cel mai important, că ai liniște, Ionuț. Liniște. Voie bună, oameni buni, vă mulțumim că ați fost alături de noi și le făgăduim oamenilor care ne urmăriți, Ionuț, la toamnă. Că ne vedem în toamnă cu alte materiale aici în satul Gheleni, da. Din județul Mureș. Ne vedem cu să te îmburge Dumnezeu în rai, Ionuț. Mulțumim frumos încă o dată și să le dea Dumnezeu sănătate la toți telespectatorii care se uită la noi și la oamenii care ne urmăresc și să ne vedem cu bine. Doamne ajută, oameni buni, și mulțumim mult că ați fost alături de noi.